să ne continuăm discuția. Suntem alături de Silviu Fire în direct la Virgin Radio și am vorbit mai devreme despre depresie. Și am primit mesajul ăla clasic. Ce e aia depresie, anxietate, frici? Eu n-am, domne, timp de depresie. Nu, mă! Măi, cine? Bianca Drăgușan a spus pe asta că ea n-are timp să fie. Dar foarte mulți, foarte mulți din media, din vedetele de la noi zic fix chestia asta. Știi ce este amuzant? E foarte posibil să fie adevărat, pentru că în momentul în care te îngropi în muncă, nu mai ai timp, într-adevăr, să-ți dai seama că ai o problemă. Dar la un moment dat răbufnește. Și că răbufnește nu e vina depresiei pe care ai... pe care e îmbuteliat-o acolo, e altă, e cancel culture. Oho, o să ajungem... Ți-am făcut eu tranziția. Dar stai, am terminat cu depresia. Nu, tu să-mi zici. Nu, că avem aici... Niciodată nu răbufnește, ne răspunde domnul sau doamna care a întrebat ce e aia depresie. Nu răbufnește niciodată. Cum? Are you serious? Mă rog, până când probabil se înjunghie. Nu vă supărați. Ce pregătire are invitatul dumneavoastră? Întreabă cineva. Domne, pregătirea mea e să stau pe un scaun să vorbesc într-un microfon. Cam asta ar fi pregătirea mea. Pregătirea de om curios care îi place să afle informații. Dar joc, să stai, pregătirea mea este în comunicare. Am lucrat în publicitate undeva la 8 ani de zile. Nu că avea vreo relevanță pe subiectele pe care le discutăm, că le discutăm ca oameni. Mi se pare nu trebuie că... să fii specializat ca să discuți un subiect din punctul meu de vedere. Asta clar, pentru că la urmă mai toată lumea își dă cu părerea. Come on, toți avem studii în părerologie. Dar cumva pe tine te-a ajutat foarte mult să lucrezi în publicitate, pentru că totuși publicitatea se bazează foarte mult pe a studia publicul plătitor, nu? Sure. Bun, deci depresia nu există, am stabilit. Clar. Că nu există. Ai menționat de cancel culture și hai să ajungem și acolo cât o să avem timp. Sigur. Dar o să te mai țin aici cu mine, ce să fac? Mai stau. Eu am avut o anumită imagine a culturii cancel. Tu ai altă imagine a culturii cancel. Probabil. Eu am spus că cancel culture apare în momentul în care oamenii idolatrizează pe cineva și în momentul în care află că, oh my god, persoana este umană și nu este atât de perfectă pe cât am crezut noi, hai să-i dăm în cap, pentru că nu merită să ajungă acolo unde l-am adus noi. Explicația ta este... Din punctul meu de vedere, cancel culture, cum este privit așa de zi cu zi, este un termen fals care de cele mai multe ori este folosit ca scuză sau ca vinovat pentru niște oameni care nu le mai plac niște tipologii de atitudini, niște persoane care fac sau zic chestii care nu mai sunt acceptate. Lucru care este perfect normal în orice societate, pentru că orice societate evoluează, își schimbă părerile, își schimbă principiile. Și este normal ca un om de 40 de ani care nu mai e la curent cu ce mai fac ăștia de 20 să poată să intre în atenția unor oameni de 20 când zice că nu e așa, asta e întotdeauna. Dar deci nu mai pot să mai fac două glume cu negri, a? Zi, domne! Mikey H. Știi, și adică pentru oameni mai tineri, oameni mai progresiști, e penal. Adică de asta și oamenii mai tineri oricum nu fac nimica, pentru că asta zic întotdeauna, nu există nicio persoană cancelată în România. Dacă știți dumneavoastră de o persoană, vă rugăm să ne scrieți, am vrea să știm și noi cine a fost vreodată cancelat în această țară. Adevărat. Și vă zic eu cine a fost cancelat. Cancelați sunt oamenii de la fix celălalt spectru al politicii, nu oamenii progresiști cancelează, oamenii conservatori cancelează întotdeauna. Un exemplu pe care îmi place să-l dau și îmi pare rău pentru dumnealui că a devenit așa un exemplu pentru mine, este un profesor de la o școală din București care a fost dat afară după doar 6 luni de... a fost angajat pentru o perioadă de 6 luni și a fost dat afară imediat a doua zi după ce s-a prezentat în clasă la copii, pentru că părinții clasei respective au găsit la el pe Facebook că șeruise în 2018 o postare împotriva referendumului pentru familie. Astfel, părinții au dedus de acolo că el este gay sau că este parte din comunitatea LGBT și au făcut presiuni la școală ca profesorul respectiv să fie concediat. Ăla este cancel culture din punctul meu de vedere și nu se numește cancel culture, este efectiv conservatorism și acolo se întâmplă adevăratul cancel. Da. Andrew Tate n-a fost cancelat? Da, de justiția română. Când faci lucruri ilegale și ești băgat la pușcărie, nu cred că se numește că ești cancelat. Caredio. Ok, da. Știi că lumea așteaptă cu nerăbdare să-ți iei și tu cancel, nu? Sper, abia aștept. Vrei? Eu să-mi iau cancel, da.
Care crezi că va fi motivul pentru care o să fii cancelat? Ce crezi că se... Hai să ne imaginăm, ce se va schimba peste 10 ani și ce e valabil azi din ce ai spus și peste 10 ani nu va mai fi. Într-un minut, că după aia intră publicitatea. N-am nicio idee, dar mă văd, sincer, n-am idee de asta, dar mă văd cancelat undeva, gen la Mircea Badea. Gen Mircea Badea face un dăsta despre mine. Ăsta e un comunist, că el vrea nu știu ce. Așa mă văd cancelat, așa și mi-aș dori să fiu cancelat. E un mod frumos. Da. Îți place Mircea Badea? Nu, doamne, iartă-mă. Rămâneți cu noi, mai rămâi cu mine? Cum să nu, da? Mi se pare că vorbim lucruri interesante. Da. Intră publicitatea, după care o să ne regăsim. Rămâneți cu noi!